Nu ne vedem, cum e bine? Mai sus. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Sunt absolut emoționată, sunt paralizată de emoție. Mă aflu într-o librărie printre cărți, alături de oameni. Spațiul devine neîncăpător în fața dumneavoastră, ce ați venit într-un număr atât de mare într-un spațiu. Oh, avem și vin. Ei, stai că lucrurile nu sunt chiar atât de solemne. Sunt mai solemne decât par. Sunt înconjurată de cărți. Am trăit printre cărți și am primit invitația din partea organizatorilor și le mulțumesc pentru faptul că s-au gândit și la mine să mă găsesc librar pentru o zi. Și discursul, așa, eu știu, dialogul a fost: ce le-ați recomanda? Cum ați fi? Ca un rol pe care să-l interpretați librar. Și mi-am dat seama că, de fapt, nu știam nimic. Cum este să fii librar? Ce înseamnă să recomanzi, să îndemni, să convingi oameni care intră într-o librărie, când aleg între atâtea ispite, posibilități, locuri în care își pot petrece viața, timpul liber, atât de prețios, atât de puțin, atât de rar. Aleg să deschidă ușa unei librării și aleg să stea între cărți, să le răsfoiască, să aleagă, să respingă, pe unele să le respingă, pe unele să le aleagă. Ce înseamnă să stai aici, în spatele unui pupitru, ca pe o scenă? Ce rol ai tu? Ce menire ai tu? Care sunt cărți? Dintre toate cărțile de pe lumea asta care au apărut, pe care le-aș recomanda eu, și mi-am dat seama cât de nedreaptă sunt față de toate celelalte pe care nu le-am recomandat, pe care le-am exclus din alegerea mea. Îmi asum lucrul ăsta. Thomas Mann, Iosif și frații săi, sau Muntele Vrăjit, sau Dr. Faustus. Se spune că cea mai grea povară este liberul arbitru. Avem libertatea de a alege. Am fost dăruiți cu libertatea de a alege. Ce facem cu această libertate? Ce alegem? Câtă cunoaștere presupune, alegi din ce, cât te duce intuiția și cât cunoașterea. Cum îndemni pe alții, cum alegerea ta devine far călăuzitor, lanternă, recomandare pentru ceilalți. Și mi-o asum răspunderea aceasta, această responsabilitate. Iosif și frații săi, povestire biblică, Thomas Mann. Cunoașteți, sunt convinsă, mai bine decât mine. Nu știu, trebuie. Lăsați, poftiți. Nu mă voi transforma într-un critic literar. Sunt doar un cititor împătimit, un cititor ce a fost gata să-și strice ochii, urmând o tradiție a generațiilor de împătimiți cititori ai familiei mele. Asta mi-a povestit, cu povestea asta am crescut. Tatăl meu mi-a spus că și-a stricat ochii citind la lumina lunii. În familiile noastre, ordinea era ordine și ora de culcare era ora de culcare și totul se desfășura după un anumit tipic, după o anumită ordine.
Și un tânăr ce descoperea bucuria, pasiunea de a citi, un copil, cum era tata, nu a putut fi împiedicat. Nu a putut fi împiedicat chiar de autoritatea părinților, mai ales a mamei. Nu a putut fi convins să renunțe la cititul. Cititul noaptea în pat, a citit noaptea în pat. Una din plăcerile neegalate, poate, de foarte multe alte lucruri, de neegalat. Și cartea se lua și se citea la lumina lui. Tata și-a stricat ochii. Eu am găsit altă metodă cu veioza. Și mi se părea că nimeni nu o să găsească și nimeni nu o să înțeleagă de ce de sub plapumă iese un fir care merge într-o priză și eu sunt de negăsit, deși camera e scufundată în beznă. Între timp lucrurile au evoluat. Eu, de asemenea, încerc să-mi păstrez autoritatea și principiile severe, iar fetele mele citesc sub plapumă cu telefonul. Iată că telefonul mobil poate să folosească și în acest caz, sub formă de lanternă, și atunci, da, citim până noaptea târziu. Vorbesc despre Thomas Mann, vorbesc despre Iosif și frații săi, nu mă voi transforma, subliniez, în critic literar, în niciun fel de critic, dar am citit cu pasiune Iosif și frații săi. Povestirea biblică ce m-a impresionat, ce m-a tulburat, ce m-a incitat, ce am folosit-o, m-am gândit la ea ca la o pildă, poate, nu știu, povestea despre Iov mă înspăimânta fiind foarte tânără, mă speria. Între timp, viața m-a învățat un pic și altfel ce înseamnă încercările la care ești supus și cum se cuvine să-ți păstrezi încrederea, devotamentul, credința. Dar Iosif, prin felul în care Iosif și-a traversat, bine, n-am să povestesc nici povestirea biblică, nici n-aș putea cartea să vă povestesc, aș dori să vă conving să procurați cartea, să o citiți pentru bucuria de a vedea transpusă o povestire, o istorie biblică prin geniu, prin harul unui mare scriitor. Și iarăși, dacă sunt eu chemată să fac judecăți de valoare, să-l cântăresc eu pe Thomas Mann, nu știu dacă am toate criteriile și toate instrumentele, felul în care Thomas Mann a prelucrat într-un mod atât de personal, cu foarte mult umor, foarte mult umor, iar trimiterile către prezent, către contemporaneitate, de un umor amar, m-au făcut, chiar tânără fiind, și fără să fiu pe vremea aceea o profundă, o cunoscătoare a povestirilor biblice, m-a făcut efectiv să citesc Iosif și frații săi ca pe o carte de aventuri. O, Doamne, ce spun! Așa cum și Dostoievski am citit ca pe un roman polițist. Se poate așa ceva? Da, se poate. Atâta minte aveam eu la vremea aceea. Ăsta era instrumentul cu care opera mintea mea, însă ca orice operă de artă, cred eu că are nivele de înțelegere chiar pentru toate etapele, chiar pentru toată lumea. Și atunci, da, am citit Iosif și frații săi ca pe o carte de aventuri. Și m-a interesat. Și am aflat. Și pe nesimțite, fără să o primesc ca pe o rigidă lecție de istorie, sau ca pe un document, o cercetare, uneori aridă. De multe ori
eu știu, ca orice documentar, depășește cumva, n-am toate instrumentele, n-am toate datele, nu stăpânesc toate codurile pentru a mă bucura, a cerceta un document istoric, social. E, în Iosif și frații săi, lucrurile au funcționat. Am înțeles. Mi-am adus aminte, am cimentat, dacă vreți, ce învățasem, ce uitasem din lecțiile de istorie, ce le tocisem pentru notă și apoi m-am debarasat de cunoștințele acelea, ca de ceva ce au provocat constrângere, durere. Era obligatoriu. Am învățat despre Egiptul antic. Am citit și cred eu că am înțeles și umorul, curajul care Thomas Mann a scris despre Iosif și frații săi. De asemenea, atunci când am fost invitată să fiu aici librar pentru o zi, nu știu dacă pledoaria mea vă va face să... Eu sper că da, vă va face cel puțin curioși să luați Iosif și frații săi. Și să urmăriți. Bună seara, bine ați venit. Povestea descrisă. Bună seara. Mă rog, eu sunt un librar. Noi vă așteptăm. Mai stăm de vorbă, mai povestim, aștept și întrebări din partea dumneavoastră. Vorbeam despre dragostea, despre uneori dragostea prea mare, pasiunea ne poate împinge la acțiuni nesăbuite, gelozia, relațiile din familie, uneori sunt complicate și iarăși ne pot împinge către fapte pe care le putem regreta mai târziu. Iertarea, dar și restabilirea adevărului. Poate că în Iosif și frații săi, în romanul lui Thomas Mann, dar și în tema biblică, poate că, eu cred că este și atinsă iertarea din altă perspectivă și anume nu în orice condiții și nu oricum, ci numai după restabilirea unui adevăr. Unui adevăr istoric, unui adevăr al sentimentelor. Atunci putem să vorbim și despre iertare. Nu înainte și nu oricum. Poate că vorbește Iosif și frații săi despre încrederea în intuiție, despre valorificarea darurilor cu care suntem înzestrați, despre moralitate, despre puterea visului, despre loialitate, despre respect. Cred că toate aceste teme le puteți găsi în Iosif și frații săi. De asemenea, când am fost invitată, sunt gata să răspund și întrebărilor dumneavoastră, dacă voi ști să răspund, dacă va fi interesant pentru dumneavoastră. Și m-au mai întrebat cam ce ați dori să o mai prezentați. Și iarăși, subliniez, le vorbesc, le prezint, numai din perspectiva unui cititor. Numai din această perspectivă. Face plăcere ca de fiecare dată, cred că una dintre, poate cartea mea, dragă, acum și aici, se cam lungește, cam întâmplă în timp, dar acum și aici, cartea mea dragă, cartea mea de căpătâi, este Amos Oz, Povestiri despre dragoste și întuneric. O carte pe care vă o recomand și sigur, ca în orice librărie, povestim ce povestim și apoi cred că trebuie să existe o relație aproape, intimă a cititorului cu cartea. Și eu,
astăzi în calitate de librar. Sunt librar sau nu? Da. Am toată, nu toată înțelegerea, mai mult decât atât. Vă invit să atingeți cărțile, să le răsfoiți, să le mirosiți, să citiți frânturi, fragmente. Uite, s-a întâmplat, am deschis una din cărțile lui Thomas Mann și nu Iosif și frații săi, ci povestit. Ei, să vă întreb eu acum, până mă întrebați, ce e Sephora? Ei, luați cartea lui Thomas Mann, uitați-vă. Nu, și nu mă refer la magazinul de cosmetice pe care îl vizitez și eu cu asiduitate și cu multă poftă, recunosc. Veți afla cine este Sephora, ce personaj, a cui soție este, cum a fost alături de soțul ei, ce a însemnat în poveștile noastre, în povestirile care ne modelează, ne incită, ne luptăm cu ele, le renegăm, le rejectăm, nu suntem, altele sunt modele, moravurile, și totuși, măcar ca document istoric al emoției, dacă vreți, poate ar fi interesant un studiu pentru fiecare dintre noi. Cum a evoluat și evoluează istoria emoției, a sentimentului, a relațiilor dintre oameni, a relațiilor de familie. Iată, și din acest punct de vedere, vorbeam despre Amos Oz, despre povestiri, despre dragoste și întuneric. De ce mi-e așa dragă această carte? Am mai vorbit despre lucrul ăsta, am mai povestit. Pentru că am regăsit acolo, întâmplător, evident. Am avut sentimentul că cineva oglindește, cineva a înregistrat episoade, relații, întâmplări, necazuri, bucurii, așteptări din familia mea. Mi-am recunoscut viața de familie, ar fi exagerat. Dar o rimă, o replică, un ecou, mirosuri, sonorități, principii, dureri ale rădăcini, replici ale familiei mele, am găsit în Amos Oz, în povești, povestire despre dragoste și întuneric. De ce? Poate o să vadă un motiv în plus, o coincidență în plus. În povestire despre dragoste și întuneric este lumea cărții. Descris, iarăși nu sunt critic literar, iarăși nu o să vă povestesc cartea, o să vă las o descoperit prin toate simțurile, cum lumea cărții, în familia lui copilului Amos, în momente dificile și grele, în momentul nașterii, chiar înainte de momentul nașterii și formării statului Israel ca stat independent, masa de vineri seară e o masă unde obligatoriu trebuie să fie carne pe vedere, trebuie să fie o masă bogată. Ei bine, tatăl familiei, cu mare durere în suflet, că nu existau alte mijloace de a procura hrană, de a cumpăra, că nu erau bani, se ducea la anticariat să vândă cărți. Și venea înapoi cu alte cărți. Iarăși, umorul dulce-amar, reproșurile, dar făcute cu imensă nostalgie din partea autorului, e un roman biografic, evident. Lumea cărților, iarăși, cu tot ce are sublim, dar și apăsător.
cu mari literați. Sau, apropo, de oameni ce stau și se înconjoară de cărți. Ce poate și-ar fi dorit o altă existență, o altă soartă și totuși au preferat să-și ducă viața ca librari, bibliotecari, pentru a fi în preajma cărților. Studiind, scriind, unor poate nu cele mai, cum să le spun eu, oare apetisante lucrări, cele mai incitante, și totuși dedicându-și existența literelor, cuvintelor, ce rămâne, cum rămâne. Povestește Amos Oz despre geloziile între oameni, între scriitori. Povestește Amos Oz de asemenea despre rădăcinile, despre nostalgia, despre dragostea, despre recunoștința imigranților, aducând, purtând cu ei întreaga încărcătură a cunoașterii, a culturii, a învățăturii, a literaturii dobândite, moștenite într-o Europa, într-o Europa care s-a grăbit să-și alunge pe unii dintre cetățenii ei evrei în neant sau silindu-i să părăsească de spaima, de frica grozăviilor ce aveau să urmeze. Și totuși acești oameni formați în cultura, în spiritul mari literaturi germane, franceze, slave, ruse, povestește, își făceau, existau în evocarea marilor scritori, mari literaturi pe care o cunoșteau părinții lui Amos, descriși, și de altfel, fac o paranteză, ca actriță, am fost absolut fascinată de felul în care portretele personajelor ce populează acest roman biografic, povestire despre dragoste și întuneric, portretele sunt realizate. Visez la Teatrul Evresc în calitate de manager și de actriță să avem o dramatizare. E o utopie asta. Luați romanul, citiți romanul și o să vedeți că e o utopie. Dar eu visez. E libertatea mea să visez. Visez la o dramatizare. Visez ca aceste personaje, ele sunt vii și trăiesc și mă bântuie pe mine în orice caz și sper ca pe dumneavoastră și pe dumneavoastră în calitate de cititori. Să vă traverseze, să dialogați cu ele, dar speram, visez, încă sper să se întrupeze pe scenă, interpretate de actori, și eram foarte, foarte aproape, am și realizat dramatizarea și mi s-a spus că ne-au luat-o alții înainte, fac ăștia un film, Natalie Portman, și frumoasă, și deșteaptă, și actriță minunată, și regizor, și producător, și face filmul după cartea mea prea iubită, mor de ciudă, mai așteptăm. Nu-i nimic. Bine și așa. Nu-i nimic. Mulțumesc. Plăcere. Să nu fie prea rece. Nu cred. E bine. Sper din suflet să existe pe scenă și la Teatru Evresc de stat, de ce nu și în altă parte, personajele. Speram într-o dramatizare, visez încă. Să vedem personajele, mama, tata, un personaj tragic, mama, intelectuali, părinții lui Amos vorbeau câte 14 limbi, 15 limbi străine, mama vorbea numai 8. Ce să faci? Intelectuali de cea mai, oameni ce iubeau cartea, iubeau și trăiau În lumea cărților, în lumea literaturii, de asemenea și realitățile, zorii, nașterea unui stat într-o zonă cu o istorie atât de controversată și zbuciumată și frământată, puteți găsi în romanul lui Amos Oz.
Sigur că ca orice operă de artă adevărată, fără să fie tezistă, poartă cu ea și un mesaj. Am fost absolut, sunt emoționată. Și dacă m-ar întreba așa ca la liceu, ia, scoateți o foaie de test, ia acum extemporan. Știi cum e asta? Extemporan, test. Oh. Durere? Nu. Da. Nu. Ce e? În clipa asta, ce am reținut? Despre ce aș vrea? În 5 cuvinte, în 100 de cuvinte, 400 de, în 2 cuvinte, cum vreau? Ce vreau și... Nu spun întâmplător lucrul ăsta, pentru că eu am un blocaj în a scrie. Vă fac o confesiune, am un mare blocaj. La 3 greșeli pe vremea mea, nu era pastă corectoare, ștergeam cu guma, se făcea gaură în caiet, vedea tata a treia greșeală, se rupea pagina. Da, știu. Așa, și o luam de la început. Am jurat că dacă nu mai trebuie să scriu lecții, nu mai scriu niciodată și trebuie să scriu lecții. E, dacă m-ar pune cineva acum să scriu, de ce? Dar de ce vă recomand eu așa? Că e și groasă cartea și n-are poze. Adică ce trebuie atâta? Omenie. Trăiește și lasă și pe alții să trăiască. Așa știu eu să spun, dacă mi-ar da extemporan. Acum cineva trăiește și lasă și pe alții să trăiască. Că sunt aproape, că sunt departe, că fac gafe, că nu se ridică întotdeauna la înălțime așteptărilor tale, da, că te dezamăgesc, că te trădează, că îi trădează pe cei care pentru tine ar fi persoane sfinte, figuri sfinte. Da. Sunt oameni, suntem oameni, cu păcate, cu greșeli, cu manifestări ridicole. Un moment absolut sau manifestări sublime. Un moment pentru mine, luați-o ca o confesiune, nu pentru că aș vrea să vă conving. Un moment absolut tulburător, mă tulbură și acum, a fost momentul descris, arătat, scris în carte, cum s-a format statul Israel, în ce fel, că atât auzim și la, știi, și la radio, și așa, și așa e bine, și acolo a fost așa, și n-a fost. Dacă m-ar fi întrebat, probabil, cineva, sincer, bun, am înțeles, și așa luam parte, și iau parte la discuții, și îmi spun punctul de vedere, și asta e bine, și asta nu e bine, și asta e... Cum s-a format? Cum s-a născut? Că ne dăm cu părerea despre tot. Habar n-aveam. Habar nu aveam. Care a fost rezoluția Națiunilor Unite în urma votului? Azi toate astea le vezi, le știți mai bine decât mine și le veți descoperi. Ce matul... Asta am învățat... Ce matul burat a fost descrierea manifestării oamenilor care așteptau în stradă. Și nu vă închipuiți, sau închipuiți-vă cum vreți, dar vorbim de 1948, după război. Cum arătau străzile, locurile, oamenii, ce se aflau, ce veniseră dintr-o Europa sfârșiată, sau trăiseră, veniseră înaintea războiului. Cu scăunele înaintea unor case, în fața unor case nu foarte înalte, într-o climă imposibilă. Și așteptau la radio ori un semn, o decizie, un vot al altora, alta, așa, națiunile, votau pro sau contra înființării unui stat al evreilor. Și oameni, bătrâni, tineri, copii care habar n-aveau, nu erau conștienți de ce s-a întâmplat sau ce poate. Nu se cuvine eu să descriu cuvintele cărții. Emoția suspendată, tăcerea instalată, urmată de un
urlet, cântec, explozie, expresie vocală a suflului, a sufletului, a emoției. Și sunt descriși părinții lui Amos ce se țineau în brațe și cântau. Unii știau cuvintele imnului național și unii n-aveau, de exemplu, cum era tatăl său descris în carte, n-avea pic de voce, pic de ureche, ceva afon, ceva îngrozitor. Expresia miracolului, exprimării în cânt a speranței, a izbânzii, a dorinței, a împlinirii, toate astea le veți găsi scrise și descrise mult mai bine decât reușesc să o fac eu. Dacă, și sper că veți face, veți cumpăra și veți citi Amos Oz, povestea despre dragoste și întuneric. O, Doamne! Mult ar fi de vorbit. Nu vreau să... Stau în picioare. E mult? Deja am vorbit prea mult? Nu. Nu e greu? Nu. Nu trebuie pauză. Nu? Nu. Bine, dar... mie dragă mie să vă vorbesc, să vă povestesc despre ce-mi pasă, ce mă înduioșează, ce mă tulbură și tot invitată fiind să fiu aici în fața dumneavoastră, încă o carte. Păi cum să... Ce să vreau? Ce, una, care vreți dumneavoastră? Una singură din toate, nu pot. Și atunci am propus să fie o carte de teatru, să fie dramaturgie. Când vorbim despre o carte, a cumpăra o carte, a citi o carte, ne gândim de cele mai multe ori la... Bun, vorbim despre mine, să nu generalizăm. Nu generalizăm. Mă gândesc la un roman sau și în momente de maximă inspirație la poezie. Teatru. Vorbesc despre mine, poate realitatea e cu totul alta, citim mai puțin. Sau nu ne-am azvârli imediat și direct să citim dramaturgie. Păcatul nostru, ce trist, ce păcat, și mi-au și câte cărți de teatru aveți? Teatru, 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 teatru în librărie. Câte? 15-20. Poftim? Bine. E foarte important că le aveți. E foarte important că le aveți. Și faptul că, nu știu, facem acțiune, așa că așa se numea pe vremea mea, facem o acțiune și de ce nu? Că ideile, și or fi bune, și or fi rele, măcar să le povestim, poate că ar fi interesant, incitant, viu. Ce ziceți? Să mai chemăm actori. Vedem acolo cu rafturile alea, parcă eu ce bagă acolo pe rafturile alea, între cărți, așa. Mai bem un vin? La vin mă referea. Mai spunem, mai citim, poate chemăm colegi din teatru, din teatru independent, pur și simplu actori, ce ar veni și ar citi alături de dumneavoastră teatru, piese. De altfel, ca manager la Teatru Evreiesc de Stat, ca actriță, chiar îmi fac un titlu de glorie, fără falsă și fără reală modestie, să spun și să cred, pentru că eu cred acest lucru, întâlniri public, spectator, actor, ce citesc în fața dumneavoastră a publicului, fără să avem pretenția unui produs, unui spectacol finit, cu decorul, lumini, costum, muzică și nu știu ce, citim în fața dumneavoastră teatru. Și poate că reacțiile dumneavoastră sunt importante pentru noi cruzi în procesul acesta al descoperirii, al însușirii unui text, poate înțelegem mai mult despre ce așteptați dumneavoastră de la noi. Poate avem revelațiuni chiar noi în legătură cu ce înseamnă o piesă de teatru. Și aveți acolo Matei Vișnier, e adevărat,
Iarăși, nu sunt critic literar, nu sunt nici măcar critic de teatru. Și criticii de teatru avem o problemă cu ei, că ne fac de multe ori să suferim și suferim și consumăm multă, poate uneori prea multă energie. Ce o să zică? Ce au scris? Ce au zis într-o cronică?